Suntem din nou la Agricultura, o șansă pentru România. Încă 24 de minute de discuție alături de domnul Florin Constantin. Este fondator Age Executive. Am discutat așa foarte superficial. Eu am aprofundat domnia sa despre propunerile pentru agricultură și industria conexă în programul de guvernare al cabinetului Florin Câțu. Iertați-mă, avem dreptul să fim puțin critici pentru că de vorbe... Mă rog, vorbe ne-am tot auzit. Domnule Florin Constantin, nu vreau să rămân dator cu AgriInvest. E o inițiativă atât de bună încât în momentul acesta deja îmi vine să nu mai discut cu dumneavoastră, să mă duc să aplic pentru acest program care nu funcționează încă, pentru împrumuturi garantate 100% și chiar dacă n-am nevoie acum de un tractor, să-mi cumpăr două, așa de bun mi se pare. Dumneavoastră, din partea cealaltă, cum vi se arată? În primul rând, nu știu dacă vor putea să... Da, într-adevăr, asta este găselnița din nou program, să zicem așa, care este nou între ghilimele, pentru că el pledează pentru continuitate, inclusiv pentru același ministru la Ministerul Agriculturii. Nu știu dacă vor putea exploata sub acest nume, pentru că este deja numele unei reputate companii de distribuție și colectare de cereale. De pe la Buzău, parcă, nu? Da, da, și mă rog. Poate că acolo trebuie și ei să își rezerve numele și să se gândească mai bine la denumire. În același timp am văzut, explicația este una de a unui IMM Invest pentru agricultură. Dar de ce nu se poate folosi IMM Invest direct în agricultură? Adică nu știam că IMM Invest a fost sau este un program care nu era destinat agriculturii. Îmi dați voie să fac eu o completare scurtă. Știți de ce nu? S-a plecat de la proverbul vechi românesc, de la zicala aia, ce știe țăranul, ce-i șofranul. Iertați-mă, da? Adică s-a făcut din start o aparent o discriminare, cum spuneți dumneavoastră, ăsta e pentru orășeni și acum facem unul și pentru țărani. Cam așa sună. Da, este de fapt rebranding-ul lui IMM Invest până la urmă. Da. Doar faptul că definește niște teme de parcă agricultorii sau firmele din sector ar avea nevoie să știe ce obiect de activitate au. Se definesc așa niște teme prioritare, însă el vine în complementul politicii agricole comune, în sensul că nu sunt fonduri de investiții sau nu sunt finanțări, nu sunt programe de finanțare, este un suport pentru creditare. Deci trebuie să-ți bagi pielea la saramură, să iei un credit, să ai cu ce să-l garantezi și cu ce să rambursezi și, mă rog, guvernul îți subvenționează și îți garantează dobânda. Mare limită este că suntem iarăși la cei 10 ani. Foarte mulți agricultori au ca obiectiv să-și controleze fondul funciar, pentru că România este singura țară din UE care nu are cadastru, care nu are o comasare logică și rațională a fondurilor de exploatare. Și toți agricultorii sunt disperați că, în plus de asta, avem și o lege foarte șovăielnică. Acum s-a dat o lămurire, să spunem așa, să vedem cum se va aplica în practică, privind legea arendei, privind contractele de arendă. Și atunci toți au fost și sunt în continuare preocupați să-și securizeze mijlocul de producție, pentru că vă aduc aminte din nou o țară de cultură mare în care această preocupare aduce 80% din agricultura noastră sau poate peste 80% din produsul agricol. Iar fondul funciar la ora asta a crescut foarte mult și nu mai poți să mai faci investiții în el pe 10 ani. Sunt necesare niște investiții ca și la casă, ca la orice imobil, probabil 30 de ani. Agricultorii sunt foarte, foarte frustrați de faptul că nu reușesc să găsească creditări care să îi ajute în acest sens. Asta i-a băgat și niște cheltuieli foarte mari, pentru că creditarea asta comprimată de maxim 10 ani i-a făcut să scoată mai mulți bani din buzunar decât ar fi putut și au dificultăți, mai ales într-un an cum a fost cel care a trecut cu secetă, care conform studiului nostru a produs o scădere de minus 17% pe medie în sector. Pentru unii agricultori a fost de minus 100%, pentru alții
pentru puțini a fost și de creștere sau de echilibru, dar per ansamblu, per sector, o scădere globală medie de minus 17%. Mai mică decât se aștepta la jumatea anului, dar totuși semnificativă, în condițiile în care în agricultură toate firmele în general au bugetate creșteri între 5 și 10% pe an. Deci e clar că ne-am dus sub nivelul anului 2019 în mod semnificativ și când mai pierzi și bani și mai ai și investiții mari în mijloace de producție, în cazul nostru fondul funciar, pe perioadă foarte scurtă de timp, pentru că nu există receptivitate în a produce, a pune pe piață credite adaptate pentru aceasta, ești între ciocan și nicovală și rezultatul nu poate fi unul foarte bun. Domnule Florin Constantin, trec peste această lipsă de încredere a statului în fermieri. Ați amintit-o dumneavoastră cu perioada de creditare. Deci statul are încredere în mine, persoană fizică, că la prima casă sau cum să o firmim programul acum, că 30 de ani o să fiu bun platnic și o să fiu în stare să-mi plătesc ratele pentru 70.000 de euro sau cât o fi acolo, 100.000, hai. Iar pentru un fermier, da, care are tot interesul să lucreze pământul și va produce hrană și în următorii 50 de ani, îi limitează această facilitate fiscală la 10 ani. Da, e de neînțeles, dar mă rog, sunt minți mai luminate ca noi care gândesc, evident, și stabilesc soluții. Vreau să vă clarific un lucru. Eu nu sunt un neoliberal care să spună, domnule, agricultura sau agricultorii trebuie să-și de capul lor. Dar nu. Statul român face două lucruri greșite în același timp. Pe zona de piață, în loc să încurajeze competitivitatea reală a agricultorilor, să-i pună într-o poziție în care ei să-și dezvolte niște business planuri conectate cu realitatea pieței, consumatorul, cu noile priorități ale UE, Farm to Fork, Green Deal, care vin să înverzească agricultura, să ducă tendința mai mult pe partea de bio, pe o reducere a chimizării, adică să-l facă să se adapteze la acest mediu, îi ținem într-o perfuzie din asta de finanțări pompieristice și pe de altă parte acolo unde ar putea realmente să facă lucruri bune în domeniul politicilor agricole și în domeniul normativ, care sunt practic de competența statului, lasă lucrurile neterminate sau le lasă într-o situație de conflict. Dau un exemplu, am discutat recent cu mai mulți notari din zona rurală și îmi spun în felul următor. I-am întrebat, domnule, se mai vinde teren? Pentru că am avut o lege care la sfârșitul anului, mă rog, luna septembrie-octombrie a fost promulgată, da. Și legea vânzării terenurilor, care a adus foarte multe complicații pe partea de preîntinere, pentru a limita. Bloca piața, pentru că era neclar, n-avea norme. Da, a blocat piața. A trebuit să vină un fel de derogare până luna viitoare, da. Mi se pare. Da. E absurd, adică dai o lege și după aia tot tu ca stat îți dai o derogare. Și ce este mai grav este că, de fapt, piața rămâne blocată pentru că această derogare se aplică noilor preemțiuni în scară, dar nu se aplică acelui impozit penalizator care taxează cu, am impresia, cu 80% din tariful notarial. Corect. Agricultorii care au revândut terenul în mai puțin de 10 ani de la achiziții. Și atunci toată piața este blocată. Deci, practic, nu ai ajuns pe agricultori să le faci un cadastru și o comasare generală, în care toată lumea să-și vadă interesul. Îi blochezi și în a realiza tranzacțiile care îi ajută pe ei să-și consolideze terenul și mai pui și un impozit de 80%. Deci impozitul ăsta de 80% e un impozit care are o rezonanță de ev mediu, așa, adică este, practic, e, cum să zic, nu e 10-ioala, e 8-10-ioala. Da, și anul ăsta mai colat peste pupăză, ca dovada deconectării decidenților de realitate, mulți fermieri au fost puși în imposibilitatea de a-și onora obligațiile față de furnizori, față de cei care au achiziționat cereale pentru că nu s-a făcut producție. Și a trebuit unii dintre ei să se ducă pe piață să vândă din teren. Și n-au putut. Și asta i-a pus într-o situație și mai dificilă. Deci vă imaginați un pic de la firul ierbii, așa eu vă dau în direct de la fermierii și oamenii din mediul rural, de unde sunt și acum, care este percepția despre ce face ministerul și cât de eficient este în zona de politici agricole. Domnule Florin Constantin, haideți să rămânem
pe acest gen de discuție pe care l-ați deschis dumneavoastră, de la firul ierbii, cum spuneți, mai avem 14 minute, timp suficient, la urma urmei programul de guvernare, știți cum e, e scris acolo, spune în 24 de pagini, dacă mai discutăm peste un an de zile, o să avem aceleași bune intenții și realizări prea puține. Și cu depozitele regionale, care nici n-ar trebui construite de stat, părerea agricultorilor și multe, multe altele. Da? Hai să rămânem la firul ierbii. Oamenii, cei care fac agricultură, că sunt țărani, că sunt fermieri, da? Ei sunt cei care stau pe ploaie, pe vânt, cu tractorul U650 sau cu altele mai moderne în câmp. Că tot îmi spuneați că ați văzut unul astăzi arând în mijlocul câmpului cu un vechi tractor. Oamenii aceia ce gândesc despre cei care îi conduc? Ce le cer? Că stați de vorbă cu unii, cu alții, mai mergem pe la țară. Și ceea ce spun oamenii, de fapt, sunt păsurile lor, sunt problemele reale ale agriculturii și nu ceea ce se vede de la piața Universității din București sau din Palatul Parlamentului. Eu nu vreau să fiu o portavoce a agricultorilor. De exemplu, în acest an chiar m-am dezangajat dintr-o misiune pe care aveam, cea de președinte onorific la una dintre uniunile Uniunea Cooperativelor, care este prezentă în dialogul civil cu, da, pentru că cred că agricultorii trebuie să se reprezinte singuri și au posibilitatea asta. Deci nu vreau să fiu portavocea lor. Însă, așa cum spuneam, că pentru toți agricultorii care văd o oportunitate în zona de procesare a materiilor prime produse, cum le sugeram lor să investească în studii de marketing, în a merge la raft, că studiul de marketing nu trebuie să aduci un consultant, poți să duci tu la raft, să întrebi 100 de consumatori, să întrebi vânzătorul de acolo și să-ți faci o idee de ce merge și ce nu merge, adică lucrurile sunt atât de simple. Dar trebuie investit timp și niște energie și niște resurse de imaginație ca să sintetizezi acele concluzii și să poți să tragi niște învățăminte și niște linii de acțiune. La fel și guvernul are direcțiile agricole din teritoriu. El poate să facă surveiuri permanente și nu prea le face, să așa cum firmele, nu știu, de bunuri de larg consum îl fac în permanență consumatorii, ce-și doresc, cum trebuie să mai amelioreze produsele, așa și ei trebuie să vorbească în permanență cu agricultorii. Nu prin intermediul asociațiilor, nu prin intermediul organizațiilor reprezentative la București, scorțoși la o masă de o parte și de alta, într-un dialog civil structurat. Dar poate să ia acest interviu. Domnule, spune ce te nemulțumește și ce te mulțumește. Ce trebuie să facem? Ia interviul ăsta, condul ca un sondaj de piață după niște reguli statistice, ia pulsul pieței în mod regulat și vei ști ce trebuie să pui în politicile respective. Nu trebuie să fii geniu, adică nu trebuie să le visezi noaptea. Dar tu ai o bază, noi suntem pe un ecosistem de agricultori, lumea spune în jur de 15.000 de fermieri care țin poate 80% din cultura mare. Sunt fermierii care au ferme de peste 100 de hectare, din care vreo 3.500 au peste 1.000 de hectare. Deci cam ăsta este ecosistemul despre care toți specialiștii în agribusiness sunt de acord. Vorbește cu ăștia în permanență, convoacă-i, discută cu ei, pentru că ai proiecție în fiecare județ, ai oameni, ai reprezentanți, dă-le target să iau un interviu pe zi, adică să ai 30 de interviuri, ori 40 de județe pe lună, ori 12 luni și vei avea o bază de decizie foarte bună. Adică sunt lucruri foarte simple, pentru că am agricultori care mă întreabă, domnule, ce fac direcții agricole în teritoriu, care mai este misiunea lor? Iată, una care poate fi operaționalizată de mâine. Singura dificultate este să știi să pui întrebările. Corect. Domnule Florin Constantin, s-au mai văzut cazuri când din profesioniști din gama de activitate unde sunteți și dumneavoastră au apărut consilieri guvernamentali, secretar de stat, nu e un secret, oricând, nu e așa cum spunea un celebru personaj din istorie, în ranița fiecărui soldat e bastonul de mareșal. Dacă Florin Constantin ar fi în ipostaza de dorit acum pentru mine, să-și facă un guvern din umbră, guvernul, un cabinet fantomă, da? Și ar trebui Florin Constantin să gândească un program pentru agricultură, ținând cont de nevoia unui program național, plan național strategic care să vină pentru noua politică agricolă comună, care înseamnă, cum spuneați dumneavoastră, și Green Deal, și Farm to Fork, da, și reducere, să intrăm în amănunte, pesticide și multe altele. Care ar fi
gândurile lui Florin Constantin pentru agricultură, direcțiile de acțiune, plecând de la nevoile actuale? Practic, demersul, acum, cum să zic, România este într-o situație paradoxală. Această criză COVID, dar și momentul 2020-2021, care sunt ani de tranziție între politicile agricole comune cincinale, au creat niște oportunități. Au creat, în primul rând, o oportunitate pe acest plan național de reziliență în context COVID, în care, de exemplu, am auzit că sunt alocate 5,5 miliarde pentru reabilitarea infrastructurii primare și secundare de irigații din țară. Nu suntem siguri că fermierii vor conecta fermele la aceasta, pentru că, neavând siguranța asupra fondului funciar, când ești chiriaș și ai cablul pe scară, nu îți faci neapărat abonament să tragi cablul și în casă, pentru că nu e casa ta. Deci aici am un semn de întrebare. Mai este acest plan național strategic prin care UE ne spune: hei, nu mai vă dăm de la Bruxelles cum să faceți politica agricolă comună, uitați-vă în oglindă, faceți o analiză și puneți-vă politica agricolă comună customizată pe nevoile voastre naționale. Deci ne dă mai multă libertate, pentru că au fost reproșuri de rigiditate și de neadaptare. Foarte bine, excelent. Statele mai avansate din punct de vedere agricol din Europa de Vest sunt foarte avansate, deci practic în planul național strategic al lor deja au trimis drafturi la Bruxelles, unele le-au retras, le-au adus, sunt la versiunea 2-3, nu suntem la nicio versiune. De ce? Pentru că am făcut analiza, acea analiză SWOT a punctelor tale, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor. Din PIX, din birou, a fost o consultare mai mult decât, cum să zic, a fost una foarte formală, foarte scurtă, foarte puțin consistentă a mediului. Hai să-i spunem așa, pe deasupra. A fost un survol, da. S-a bifat, dar nu s-a intrat în detaliu. În alte țări sunt grupuri de lucru care se întâlnesc săptămânal, lunar, elaborează, revin, sintetizează. Da? Deci, dacă noi pornim de la o analiză care este, cum să zic, nu neapărat reflecția realității, normal că ceea ce vom pune în planul național strategic nu va fi reflecția realității și nu va răspunde la nevoile concrete din teren. Deci astea sunt avatarurile, sunt neajunsurile sistemului nostru administrativ. Pentru că nu înțelegem odată și pentru totdeauna că de fapt acei contribuabili, în cazul nostru agricultorii, fermierii, procesatorii, firmele de inputuri și așa mai departe, au și ei niște nevoi și că trebuie serviți, nu trebuie, cum să zic, integrați niște căsuțe rigide și nevoile lor evoluează, ele trebuie analizate în permanență, luat pulsul lor, discutat cu ei pe bune și pus acolo în politice respective ceea ce e bine pentru ei. Ori noi nu facem asta, noi încă suntem într-o simulare. Eu am avut acum 2 luni de zile o discuție într-un grup de lucru dedicat agriculturii la Camera de Comerț franceză cu decidenții care au fost pe politica agricolă comună în minister până acum și vor fi în continuare. Și am văzut că noi le-am sugerat niște lucruri și am văzut că ei spuneau nu se poate, pentru că noi ne-am decis deja cum trebuie să fie treaba. Dar nu trebuie să te decizi tu ca funcționar sau ca politician, trebuie să-l asculți pe cel din față, să vezi ce nevoie are și să implementezi ceea ce este bine pentru el. Adică trebuie totdeauna pornit de la nevoia finală. Am fost foarte dezamăgit în acel dialog, îmi pare rău să o spun, pentru că am văzut că nu e, că lucrurile sunt cumva turnate într-o matriță și că va fi foarte greu să folosim această fantastică oportunitate a planului național strategic adaptat pe nevoile României într-un sens de într-un sens de realism și într-un sens de conexiune cu terenul. Și vreau să mai spun un lucru. M-ați întrebat, eu nu vreau și nu trebuie să fac un guvern în umbră, nu o să fiu niciodată în politică. Mi se pare că am văzut-o în țări cu apă caldă, să spunem așa. Rolul nostru de consultanți este și ăla de a da servicii pe bani. Nu numai firmelor private, care ne plătesc foarte mulți bani ca să le ajutăm cu proiectele lor, dar și către administrații. Din păcate, toate contractele de consultanță între sfera privată și de stat sunt puse un pic sub umbrela sifonării de bani, nu știu, sunt mereu semne de întrebare. Eu personal m-am ferit să intru în sfera asta, dar
nici n-am fost niciodată invitat la o discuție și măcar informală de minister să mă întrebe, domnule, tu ești acolo, specialist în resursele umane pe agricultură, lucrezi de 5 ani, ai servit peste 100 de companii multinaționale, ai recrutat atâția oameni, ai format atâția oameni, ce părere ai? Păi vă spun eu de ce nu vă haideți că mai avem... Domnule Constantin, mai sunt 4 minute până la pauză. Vă spun eu de ce nu v-au întrebat niciodată. Pentru că există o autosuficiență dată de o lipsă de profesionalism și de cunoștințe reale într-un domeniu sau altul, și vorbesc în general, nu de unul sau de altul, de clasa politică. Politicianul român știe de toate. Nu vezi că azi îl propui la Ministerul Muncii, mâine poți să-l duci la Sănătate, poi mâine la Interne sau la Transportul. E bun peste tot, dar el are ideile lui care se aplică și nu pleacă de la realități. 3 minute și jumătate și nu mai facem guverne, gata, am înțeles. Rămâneți pe partea de consultanță. Prognoza pe anul viitor, și vă las un minut așa la urmă să le urăm și la mulți ani la oameni, că măcar poate să rămână, domnule Constantin. Iarăși, ok, eu nu vreau și nu voi discuta niciodată pe percepții. Voi discuta întotdeauna pe studii. Noi consacrăm anual în compania mea cu colegii mei în jur de 3 luni, 4 luni de pe muche în a discuta cu directorul general ai companiilor care contează de pe tot lanțul. Am luat și furnizori și fermieri și procesatori cât am putut și noi. Dacă am avea mai mulți oameni, poate am face și mai multe firme și ar fi mai reprezentativ. Dar am discutat anul ăsta în noiembrie am discutat cu 40 de firme care fac 1,3 miliarde cifre de afaceri local în România și reprezintă 2585 de salariați în plan local. Deci practic cred că avem oarecare legitimitate. Ce i-am întrebat pe acești decidenți? Cum vreți să fie anul 2021? Și toți ne-au spus un lucru la care ne așteptam puțin. Un an normal agricol. Atunci, dacă acești oameni își doresc să aibă un an normal, și eu le doresc tuturor celor care ne urmăresc să aibă un an agricol normal, adică în linie cu media și cu expectanțele standard ale unui an în termen de producție, în termen de prețuri, și cred că asta ne va face fericiți. Nu, un an excepțional ar fi ceva de domeniul fantasticului. Nu ne dorim asta, dar ne dorim să revenim la normalitate și să evoluăm la parametrii care ne sunt familiari. Și bineînțeles, la mulți ani și Crăciun fericit. Bun. Că se apropie și un an nou bun. Cu sănătate. Bun, și cu vaccinuri eficiente. Sigur, mai avem totuși foarte puțin, foarte scurt vă întreb. Ne dorim un an normal. Să dea cel care poate să dea să fie. Dacă ar trebui să fim atenți, domnule Florin Constantin, la ceva în agricultură, la ce să fim atenți? Cred că oportunitatea foarte mare este cum putem să reducem riscurile. Anul 2020 ne-a arătat că suntem nepregătiți în fața riscurilor, în fața riscului climatic. În afară de sistemul de irigații, care este un mitigator de risc evident, nu este singurul. Noi am identificat într-o analiză cu agricultorii aproximativ 20 de măsuri de reducere a riscului în fermă privind acest risc climatic, seceta, care are o recrudescență foarte mare. Se repetă în fiecare an cu mai mare sau mai mică intensitate în diverse zone. Un sfat, de exemplu, este reorientarea către culturi mai rezistente la secete sau redimensionarea de la cultură mare la cultură mică, unde se pot aduce irigații și se poate face valoare adăugată mai mare la unitatea de suprafață. Dar mai sunt și alte măsuri, poate o să le discutăm într-o emisiune viitoare. Sunt soluții, sigur. Dar trebuie să ieșim din zona de confort. Asta e tot. Păi, acum recunosc, eu intru în zona de confort pentru vreo 2 săptămâni, dar în ianuarie, sigur, putem sta de vorbă, pentru că aruncăm atunci o privire la ce ne așteaptă. Vreau să vă mulțumesc, domnule Florin Constantin, pentru participarea în emisiune. Să vă dorim, noi cei de la AgroTV, și dumneavoastră și colegilor noastre, un an bun, la fel ca tuturor fermierilor, să spunem că a fost emisiunea Agricultura o șansă pentru România. Invitat a fost Florin Constantin, fondator Age Executive, căruia îi mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, atât cât v-ați uitat un an la noi, și să ne vedem sănătoși și poate și vaccinați în 2021. Toate cele bune!